Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale zilei. Pregătiri intense ale gospodinelor pentru Rusalii. Peste 1000 de preșcolari înscriși până acum în grădinițe. Florian Nicolae renunță la mandatul de consilier. Pachet legislativ pentru eliminarea copiilor legalizate. Clubul Astra a înființat grupe de copii la Giurgiu. Încă puțin și vin Rusaliile, zi de care se leagă o mulțime de obiceiuri și tradiții. De pildă, la noi se dau de pomană vase de lut sau de porțelan, căni străchini și vase de lemn împodobite cu flori și umplute cu orez cu lapte, într-unul din cele mai importante momente ale cultului morților. În aceste zile, mai toate gospodinele au luat cu asalt magazinele unde se comercializează străchini, căni, vase din lemn sau porțelan pentru a marca rusaliile după cum este obiceiul. Astfel, sâmbătă, ziua în care se pomenesc morții, se împodobesc locuințele, porțile și anexele gospodărești cu ramuri de tei, plop și stejar. Se desfășoară jocul călușarilor, se sfințesc ramuri de tei, soc și mure pentru a fi folosite în medicina populară. Se împletesc cunune din spice de grâu și flori de câmp pentru a fi purtate de tineri la celebrarea căsătorilor. Se pocnesc frunze de tei pentru alungarea spiritelor rele și se fac de scântece. De rusalii se dau de pomană vase de lut sau de porțelan, căni, străchini și vase de lemn împodobite cu flori și umplute cu lapte, vin sau apă. Ritualul de pomenire are loc mai ales în cimitire, unde mormintele sunt curățate și împodobite din timp, iar lumânările ard întreaga perioadă în care se desfășoară ceremonialul de pomenire. Împăcarea sufletelor morților și întoarcerea lor fără incidente în morminte depinde de bogăția ofrandelor și de respectarea ritualului. În aceste zile, la porțile cimitirelor se întind mese pline cu colaci și sticle de vin împodobite cu verdeață și flori și au loc slujbe de pomenire oficiate de preot, după care acesta parcurge întregul cimitir pentru a sfinți fiecare mormânt. După încheierea ceremonialului, oamenii își dăruiesc unii altora ofrandele sfințite de către preot sau le împart săracilor. Prima etapă de înscriere la grădinița a copiilor nou veniți pentru anul școlar 2016-2017 s-a încheiat astăzi. Cei care nu au putut, din diferite motive, să-și înscrie copiii în prima etapă, mai au la dispoziție încă o perioadă. În județul Giurgiu, până în prezent, s-au înscris peste 1000 de copii. Astăzi s-a încheiat prima perioadă de înscriere la grădinița a copiilor nou veniți pentru anul școlar 2016-2017. Copiii pot fi înregistrați la grădiniță în două etape. Cei care nu au putut din diferite motive să-și înscrie copiii în prima etapă mai au la dispoziție perioada 27 iunie-29 iulie. În această categorie intră și cei ale căror cereri au fost respinse din cauza opțiunilor insuficiente din fișa de înscriere sau din cauza lipsei de locuri la grădinița dorită. Aceștia vor putea depune cererile încă o dată și apoi aprobate până la finele lunii august. Astăzi se finalizează prima etapă de înscriere a copiilor la învățământul preșcolar. În județul Giurgiu s-au înscris până în acest moment peste 1000 de preșcolari. Urmează a doua perioadă de înscriere în intervalul 27 iunie-29 iulie, însă asigurăm toți copiii și, bineînțeles, părinții acestora că nu vor rămâne în afara unităților de învățământ preșcolar și toți copiii care doresc să meargă la grădiniță vor avea loc. Fiecare grădiniță trebuie să aibă un orar propriu pentru înscriere și să-l pună la dispoziția tuturor persoanelor interesate, atât la vizier cât și online. Totodată, unitățile de învățământ preșcolar trebuie să informeze cu privire la capacitatea grădiniței, numărul de locuri aprobat pentru anul școlar 2016-2017, criteriile de înscriere și, în perioada 4 mai-29 iulie, evoluția zilnică a înregistrărilor. Prețurile la pâine și cereale în România sunt la jumătate din media înregistrată în Uniunea Europeană, fiind chiar cele mai mici prețuri consemnate în rândul celor 38 de state europene incluse într-un studiu derulat de Oficiul European de Statistică. În ceea ce privește prețul la carne, acesta este mai mic doar în Polonia și la vecinii bulgari. În țări precum Albania, Muntenegru, Serbia, Bosnia-Herțegovina și Kosovo, prețurile la pâine sunt mai mari decât în România, raportat la media din Uniunea Europeană. Cele mai mari prețuri se înregistrau în Danemarca, 145% din media din UE, Suedia 124%, Austria 120%, Irlanda și Finlanda, ambele cu 119% din media din UE.
La polul opus, cele mai scăzute prețuri la alimente se înregistrau în Polonia, 63% din media din UE, România, 64% și Bulgaria, 70%. Printre produsele analizate de Eurostat se numără pâinea, carnea, laptele, brânza și ouăle, băuturile non-alcoolice și țigările. La toate aceste produse, prețurile din România sunt sub media din UE, fiind cele mai mici la pâine, 53%, pe locul al treilea după Polonia și Bulgaria, la carne 60% din media din UE față de 54% în Polonia și 55% în Bulgaria și relativ apropiate de media din UE, 92%, în cazul laptelui, brânzei și ouălor. În ceea ce privește băuturile alcoolice și non-alcoolice, prețurile din România sunt la 72% din media din UE, prețuri mai mici fiind înregistrate doar în Bulgaria, 64%. Aceste date au la bază un studiu derulat de Eurostat în 2015 în 38 de state europene, care a acoperit aproximativ 440 de produse comparabile. Deputatul Florian Nicolae a anunțat că a decis să renunțe la postul de consilier municipal urmând să-și continue activitatea de deputat. El a mai spus că va fi alături și pe viitor de echipa de consilier PNL, dar și de autoritățile locale pentru a sprijini proiectele de care are nevoie municipiul. Într-o scurtă evaluare despre rezultatele alegerilor locale, deputatul Florian Nicolae a declarat că respectă opțiunea exprimată de Giurgiuveni pe 5 iunie și va continua să sprijine proiectele propuse pentru dezvoltarea orașului. Florian Nicolae le-a mulțumit celor care au fost alături în campania electorală, dar și celor care au avut încredere în proiectele sale. Faptul că cetățenii din municipiul Giurgiu au ales să voteze Partidul Social Democrat este opțiunea domnilor lor, o respectăm. Noi mulțumim tuturor celor care au avut încredere în proiectele noastre, îi asigurăm că pe viitor ne vom strădui să le implementăm, să le susținem în fața autorităților locale, autorităților județene și centrale, pentru că sunt cele mai bune soluții de dezvoltare a orașului. Florian Nicolae a anunțat că optează pentru a-și continua activitatea de parlamentar și renunță la postul de consilier municipal. Aș dori să mulțumesc tuturor giurgiuvenilor pentru încrederea acordată. Mă voi retrage de pe listele de consilieri locali pentru a rămâne în activitatea parlamentară până la sfârșitul mandatului și las locul celorlalți colegi de pe listă care sunt la fel de competenți și la fel de buni practicieni și liberali ca și propria persoană. În ceea ce privește activitatea viitorilor consilieri municipale ai PNL, aceștia urmează să susțină proiectele care sunt cu adevărat necesare dezvoltării orașului. În urma alegerilor din 5 iunie, PNL a obținut 7 mandate în Consiliul Local al Municipiului. România va împrumuta 175 de milioane de euro pentru construcția de locuințe pentru persoane sau familii tinere din România destinate închirierii potrivit unui proiect de lege adoptat de executiv în ședința de ieri. Costul proiectului este de 250 de milioane de euro, 70% reprezentând finanțare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Guvernul mai propune Parlamentului aprobarea acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea unui proiect de construire, renovare, modernizare a unui număr de aproximativ 6.990 de locuințe destinate închirierii de către persoane și familii tinere, ale căror venituri nu permit închirierea unei locuințe de pe piața liberă. Costul total net estimat al proiectului este de 250 de milioane de euro, din care împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei va finanța până la 70% din costurile totale eligibile ale proiectului. Restul sumei va fi completată din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Agenția Națională pentru Locuințe și Surse Proprii ANL, 37,5 milioane de euro, și din bugetele locale, 37,5 milioane de euro. Proiectul va fi implementat în perioada 2016-2020. Beneficiarii proiectului vor fi persoanele, familiile tinere, cu vârsta până în 35 de ani, la data depunerii cererii pentru locuințe și vor fi selectați de comisiile sociale ale consiliilor locale din județe. Împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei are o perioadă de rambursare de 20 de ani, cu o perioadă de grație de maximum 5 ani și va fi acordat în condiții avantajoase de piață pentru România.
Mai multe filiale teritoriale ale PNL vor fi reorganizate, între acestea fiind și filiala de la Giurgiu. După demisia lui Dumitru Beianu din funcția de copreședinte, PNL Giurgiu va avea un singur președinte, ce va fi numit ca interimar până după alegerile parlamentare. La PNL Giurgiu urmează un proces de reorganizare, a anunțat astăzi liderul filialei liberale județene, Gheorghe Ștefan. El a mai anunțat că, la fel ca și Dumitru Beianu și ca deputatul Marin Anton, va renunța la postul de consilier județean pentru a se concentra către alegerile parlamentare. Eu mi-am prezentat demisia din funcția de candidat pentru Consiliul Județean. Am spus de la început că nu acesta este targetul meu politic. Am făcut-o doar din spirit de echipă. Având în vedere rezultatele obținute la alegerile locale, Gheorghe Ștefan consideră că PNL Giurgiu poate obține la toamnă un mandat de senator și unul de deputat. Până în acest moment, doar Ștefan și-a anunțat intenția de a candida din partea PNL în județul Giurgiu, iar ceilalți candidați vor fi anunțați până la 1 iulie. Executivul lucrează acum la un act normativ prin care administrația publică centrală să nu mai aibă dreptul să solicite copii legalizate de la cetățeni. Măsura este partea unui pachet legislativ prin care se vor elimina mai multe acte cerute cetățenilor de către autorități. Giurgiuvenii sunt de părere că decizia este una bună și îi ajută să economisească mai mult timp și bani. Actul normativ care va simplifica birocrația va intra în discuția guvernului în această lună și este în prezent pe circuitul de avizări al ministrelor implicate în elaborarea lui. Acesta prevede ca administrația publică centrală să nu mai aibă dreptul să solicite copii legalizate de la cetățeni. Prin această măsură se dorește simplificarea birocrației. De aceeași părere sunt și giurgiuvenii care spun că își vor rezolva mai repede problemele. Ce părere aveți despre faptul că aleșii vor să scoată actele legalizate? Să nu mai mergem la notar să le legalizăm? E o treabă bună. E o treabă bună. În primul rând că se scutez niște bani și în al doilea rând că se face mult mai ușor actele astea. Asta e o treabă bună. Astfel s-ar simplifica birocrația? Mult mai mult față de cum e acum. Mult mai mult față de cum e acum, sigur. Normal că s-ar simplifica. Da. Păi, atunci este o alegere bună sau o alegere rea? Păi stai să mai mă gândesc. Cred că până la urmă e bună, da. Da, se pare corect, sigur că. Este mai bine să nu mai mergi? Este mai bine, nu se mai scutește din hârtie. Măsura este parte a unui pachet legislativ prin care se vor elimina mai multe acte cerute cetățenilor de către autorități, printre acestea și desființarea copiii legalizate, potrivit ministrului fondurilor europene, Cristian Ghinea. În luna februarie, guvernul a anunțat că lansează o platformă online la adresa maisimplu.gov.ro, prin care persoanele fizice și oamenii de afaceri pot transmite autorităților atât problemele birocratice cu care se confruntă în relația cu administrația, cât și propunerile de simplificare prin eliminarea anumitor acte. Dramaturg, scenarist, jurnalist și prozator român premiat în Polonia, Lucian Dan Teodorovici s-a născut pe 17 iunie 1975 și parte a operelor sale au fost publicate în mai multe limbi și orașe europene. Rădăuțeanul a consiliat și condus mai multe publicații din țară, este autorul unor scenarii de film și televiziune, iar piesele sale au fost montate pe scenele unor cunoscute teatre din țară, unele chiar regizate de autor. Din lumea contemporan românească a artiștilor ce utilizează ascuțimea slovei scrise, de acolo vine, pentru orice cititor, rădăuțeanul Lucian Dan Teodorovici, prozatorul, scenaristul, dramaturgul și jurnalistul născut pe 17 iunie 1975. Românul este recent câștigător al premiului special al cititorilor Natalia Gorbaniewska la gala trofeului literar al Europei Centrale, Angelus, din Polonia, pentru romanul Matei Brunul. Pe lângă acest roman, artistul din Rădăuți este autorul unor alte importante volume publicate, unele apărute în alte limbi și alte state, de exemplu, Celelalte povești de dragoste, Italia 2011, Circul nostru vă prezintă, Statele Unite și Ungaria 2009, dar și Italia 2011, sau Atunci am ars două palme, Germania 2009. Prin întreaga sa operă, românul născut la Rădăuți este scriitorul pentru orice cititor. Thank you.
Teodorovici este de asemenea renumit pentru deținerea unor importante funcții de conducere, precum consilier editorial la editura Polirom, senior editor al săptămânalului Suplimentul de Cultură și redactor șef al editurii Polirom între 2002 și 2006, redactor șef adjunct al revistei culturale Timpul între 2001 și 2003, iar între 2001 și 2002 a fost editorialist al cotidianului Obiectiv din Iași, ca și între 2002 și 2003 al cotidianului Monitorul, tot din Iași. Din rândul scenariilor de film și televiziune, Animal Planet Show este cel mai bine cunoscut și scris de Teodorovici în colaborare cu Florin Lăzărescu. Să înceapă dansul! Antologia și dramaturgia sunt alte domenii din sfera preocupativă a lui Lucian Teodorovici. Inorogul, Vasiliscul, Elefanții Roși și Elefanții Galbeni este de exemplu piesa premiată de Ministerul Culturii din România în 2002. Ea este montată în spectacol lectură la Teatrul Odeon din București în 2002 și de asemenea în spectacol lectură la Teatrul Luceafărul din Iași în 2007. Jurnalul TV Giurgiu continuă acum cu rubricile Sport și Meteo. Campioana Ligii a 4-a fotbalistice, Arsenal Malu, va reprezenta județul Giurgiu la barajul pentru promovarea în Liga 3-a. Mălurănii au învins în finală formația Vântul Florești și va întâlni mâine, acasă, câștigătoarea campionatului capitalei, formația Progresul București. După ce formația bucureșteană a fost contestată de alte două pretendente la titlul capitalei, dar a câștigat contestațiile. În campionat, Arsenal a avut un parcurs bun, dar nelipsit de surprize, remizând cu Dumnezeu Giurgiu la Malu și pierzând în deplasare cu aceeași echipă, dar și cu formația din Mihai Bravu. Arsenal a început partidele din play-off de pe poziția a doua, dar printr-o prestație constantă a ajuns campion al județului. Au fost în campionat și meciuri grele, au fost și înfrângeri, precum cea cu Dunărea, precum și înfrângerea cu Mihai Bravu. E bine că băieții și-au revenit după fiecare meci greu și am reușit următoarele meciuri după înfrângere, am reușit să uităm înfrângerile respective și să mergem, să ne ținem drumul drept și să ajungem până în finală, să o și câștigăm și acum ne pregătim de un baraj. Partidele tur-retur cu Progresul București vor fi cu siguranță foarte disputate, câștigătoarea din acest sezon a campionatului capitalei fiind o echipă titrată, care a lăsat în urmă, în ciuda contestațiilor, formațiile Sportul Studențesc și Electroaparataj. O să fie un meci greu, avem exemplu anului trecut cu Voluntari, sperăm să avem un arbitraj nu ca cel de anul trecut care l-am avut la Voluntari, să fie un arbitraj corect, cinstit, cel mai bun să câștige. Îi așteptăm pe cei de la Progresul, să îi așteptăm cu drag, îi respectăm, dar nu ne este teamă de ei. Încercăm să ne impunem tehnica, să ne impunem viteza și să reușim să luăm o opțiune serioasă pentru calificare încă de acum. Dacă nu se va întâmpla, nu va fi un capăt de țară, vom merge să rezolvăm calificarea chiar și la București, pe terenul lor. Avem încredere în băieți că vor face tot ceea ce e posibil și vor da 110% din potențial ca această calificare să facă istorie la Mal. După 4 ani de existență în Liga 4, Arsenal Malu a disputat anul acesta a 5-a finală. În 2014, Mălureni au câștigat Cupa Județeană. Anul trecut au fost campionii județului și au pierdut finala cupei. Iar anul 2016 a dus formației Arsenal Malu și cupa și campionatul. Haide. Bravo. Așa cum majoritatea fanilor giurgiuveniști doreau, clubul Astra Giurgiu aduce acasă fotbalul la nivelul juniorilor, înființând o grupă de fotbaliști juniori cu vârsta de până la 14 ani. Deja micuții sportivi se antrenează pe terenul Astra 2, pe un gazon care ar face invidios orice fotbalist. Necesitatea este deosebit de mare. Grupele de copii și juniori sunt imperios necesare
și începând cu luna martie acest an a luat ființă și la Giurgiu, pentru că Astra a fost interesată tot timpul de copii și juniori, dar a luat ființă și la Giurgiu câteva grupe de vârstă pentru copii și juniori. Inițiativa aparține stafului AFC Astra prin directorul sportiv Costel Lazar, care și-a pliat inițiativa pe grupele de copii deja existente. În acest moment, la antrenamente, mă refer și la, nu numai la ziua de astăzi, am 30 de copii legitimați pe AFC Astra Giurgiu, ca să fie clar pentru totdeauna. Astra Giurgiu are juniori la Giurgiu și în prezent avem 30 de copii legitimați și cel puțin încă 30 care urmează să fie legitimați. Tinerii fotbaliști provin din Asociația Sporting Giurgiu, înființată în urmă cu 2 ani, și împreună cu antrenorul lor speră să fie sprijiniți logistic pentru a se antrena fără lipsuri. Nu putem să spunem că nu avem, dar pentru a desfășura activitatea în condiții normale, avem nevoie în continuare de cel puțin 2 rânduri de echipament, un sac de minci, teren de antrenament și vestiar. Pentru început, grupele de copii activează deja în campionatul AJF rezervat juniorilor CEM, dar în primul an echipa are priorități care nu sunt legate neapărat de rezultate. Nu îmi propun obținerea de rezultate pentru că rezultatele la nivelul grupei lor de vârstă, la nivelul copiilor, nu mi se par importante. Nu este normal să cerem rezultatele la copii. Unul dintre cei mai talentați sportivi ai echipei este chiar portarul, un tânăr care a crescut odată cu echipa și care promite foarte mult. În primul rând a trezit interesul mai multor cluburi de Liga 1, în special Universitatea Craiova, Steaua, Astra și Academia Gheorghe Hagi. Cum s-a ajuns acolo? Prin ambiția lui, prin muncă, prin ceea ce i-a dat mama lui când l-a născut, pentru că i-a dat foarte mult talent. Și prin educația pe care o are, pentru că dacă îmi dați voie să vă spun, Giurgiu duce lipsă de principii, noi trebuie să antrenăm principiile și pe urmă să ne apucăm să antrenăm fotbalul. Iar acest copil a venit cu niște principii foarte bune de acasă. În momentul acesta, care este situația lui? Se află sub contract cu Sporting Giurgiu, din câte cunoaștem noi, dar poate face pasul la echipă importantă, cum ai spus. Este legitimat la clubul, la Asociația Sporting Giurgiu, dar nu se pune problema de un contract deocamdată la vârsta lui. Deci este legitimat acolo, are transferul deja ca și făcut pentru Astra, a mai așteptat puțin gândind că la el situația este mai delicată, fiind interese mai multe în jurul lui, nu ne-am grăbit. Bun, am vrea să-l întrebăm și pe el câteva lucruri. Salut, cum te-ai apucat tu de fotbal? Povestește-ne și nou pe scurt. Păi m-a adus bunica mea, nu eram bun și am făcut 2 ani și acum sunt bunicel. Cum de-ai intrat în poartă? De ce poarta? Păi m-a pasionat de când eram mic. Ai avut, eu știu, vreun exemplu, vreun idol în acest sport? Da, Silvio Long Junior. Am înțeles că te-ai antrenat și cu el? Da. Și ce ai învățat de la el? Multe chestii, plonjoane, ieșiri la mingi. Cum e el ca persoană? E așa cum îl vedem toți, prietenos? Sau e, eu știu, ca un frate mai mare pentru tine sau chiar ca și un antrenor? Este ca un frate mai mare. Sâmbătă temperaturile vor scădea față de ziua precedentă în vestul, centrul și nordul țării, dar vor caracteriza în continuare o vreme călduroasă caniculară după amiază local în Oltenia și Muntenia și izolată Moldova și posibil Dobrogea, regiuni în care și disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse la nivelul întregii țări între 23 de grade în Norvegia și 38 de grade izolată în munca Dunării. Duminică vremea va deveni în general instabilă și pe arii relativ extinse vor fi norări accentuate. Averse, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului, ce pot lua și aspect de vijelie. Excepție vor face regiunile sud-estice și nord-vestice, unde astfel de fenomene se vor semnala doar izolat. În Giurgiu, duminică, cerul va fi variabil și trecător vor fi condiții de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă în scădere față de ziua precedentă va fi de 30-31 de grade. Vântul va sufla cu o viteză de 8 km/h din direcția sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 7,5
755 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 55%. Apele Dunării sunt în scădere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă fiind 292 centimetri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, puteți urmări în continuare emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Cronica Giurgiuveană. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă doresc un weekend excelent!